Tradiții și datin de Crăciun. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a șasea. În prima parte a materialului am discutat despre tradiții precum postul Crăciunului, darurile având ca exemplu pe magi, taina spovedanii și taina împărtășanii, bradul cu ornamentele și colindele, julfa, pelincele Domnului sau scutecele Domnului sau turtele de Crăciun, sunt denumirile pentru un desert tradițional pregătit de gospodine în ajunul Crăciunului. Să învățăm ca să-l facem și noi. Exercițiu practic. Scutecele Domnului. Pregătiți o foaie de hârtie și un pix. Notați ingredientele. Scrieți etapele. Faceți acasă împreună cu familia scutecele Domnului. Daruri multe să primim, dar și noi să dăruim. Bulbeșug și spor în case, sărbători cât mai frumoase. Iar colindele Crăciun să răsune ca acum, zi de zi în viața noastră, fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurii ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurii ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurii ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurii ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi. Stele sfinte aurite, din cere parcă sunt venite, însuflește viața noastră, o minune să-mplinească.